Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să vizităm peștera Postoina, situată în Slovenia, una dintre cele mai spectaculoase și vizitate peșteri din lume, renumită pentru formațiunile sale impresionante de stalactite și stalagmite. o lungime de peste 24 de kilometri, acest complex subteran este unul dintre cele mai extinse sisteme carstice accesibile publicului din Europa. Turul începe cu o călătorie de aproximativ 3,5 km cu un trenuleț electric care te poartă prin galeriile și coridoarele spectaculoase ale peșterii, permițându-ți să admiri arcadele imense și formațiunile de piatră care variază în culori de la alb la roz până la nuanțe de gri și maro. Trenulețul te conduce la sala mare, un spațiu impresionant, după care urmează un traseu pietonal de aproximativ 1,5 km, ghidat de experți care îți explică istoria și geologia peșterii. Trenulețul a fost introdus pentru prima oară în 1872 și a funcționat inițial cu tracțiune manuală, fiind transformat într-un tren electric în 1924. Astăzi acesta este modernizat și permite vizitatorilor să exploreze o porțiune extinsă a peșterii în confort. Peștera Postoina include unele dintre cele mai mari săl subterane din lume. Printre acestea se numără sala concertelor, care are o acustică extraordinară și poate găzdui până la 10.000 de persoane, fiind folosită uneori pentru concerte sau evenimente speciale. Aceasta este renumită pentru stalagmita briliantului, o coloană de piatră albă luminoasă care este un simbol al peșterii și apare adesea în fotografiile promoționale. Fauna din peșteră include o varietate de specii adaptate la întuneric, printre care pești, insecte și amfibieni. Cel mai faimos locuitor este Proteus sanguinus, o specie care poate trăi până la 100 de ani și rezistă luni întregi fără hrană. Proteus sanguinus sau peștele orb este o specie rară de amfibian adaptată la viața în întuneric total. Această creatură este cunoscută drept dragonul mic de către localnici și este simbolul biodiversității carstice din Slovenia. Acești pui de dragon sunt extrem de sensibili la lumina și fluctuațiile mediului, ceea ce le-a permis să supraviețuiască în acest ecosistem izolat. Traseul prin peșteră te poartă prin mai multe galerii și coridoare, fiecare cu o atmosferă unică. Printre cele mai remarcabile se numără Galeria Rusă, numită astfel după prizonierii ruși din al doilea război mondial care au construit o parte din tunelul de acces și Galeria de Frumuseți, cunoscută pentru delicatețea și simetria stalactitelor și stalagmitelor. În apropierea peșterii există un muzeu dedicat fenomenului castic și biodiversității sale. Acest centru de cercetare oferă informații despre geologia regiunii și despre speciile unice care trăiesc în astfel de medii izolate. Vizitatorii pot explora în detaliu cum s-a format peștera și cum interacționează ecosistemul subteran. Peștera Postoina organizează anual un spectacol unic de Crăciun, cu scene biblice amplasate de-a lungul peșterii, lumini și muzică live, creând o atmosferă de bas. Acest spectacol atrage numeroși vizitatori care vin să vadă cum magia sărbătorilor prinde viață într-un decor natural impresionant. Postoina este accesibilă vizitatorilor pe tot parcursul anului și oferă o experiență de neuitat, fiind amenajată astfel încât să fie potrivită și pentru familii și pentru turiști de toate vârstele. Peștera Postoina este așadar un adevărat monument natural și cultural, un loc în care natura și istoria se împletesc într-o experiență de vizitare de neuitat.